Salutări tuturor, bine v-am găsit la CSP Live. Aseară FCSB a făcut doar 0-0 în deplasarea din Cupa României cu Oțelul Galați. Un meci modest făcut de echipa antrenată în momentul ăsta de Pintili. Un meci în urma căruia FCSB rămâne cu șanse foarte mici de a merge mai departe în Cupa României. O competiție cu un sistem foarte ciudat. Pentru cei care nu știu, sunt niște grupe de câte 6 echipe, însă echipele din aceste grupe nu joacă fiecare împotriva fiecăreia, cum ar fi normal. Sunt doar 3 meciuri, FCSB mai are un singur meci și are 2 puncte în spatele echipei de pe locul 2, ultimul loc care merge mai departe, care duce mai departe în Cupa României. E vorba de UTA. UTA are 4 puncte, FCSB 2 puncte din 2 egaluri. Spuneam că a fost 0-0 aseară la Galați, un meci cu o atmosferă spectaculoasă, însă terminat într-un val de gaze lacrimogene, pentru că explicația jandarmeriei este că un coleg de-al lor, un jandarm, a agățat spray-ul de gaze lacrimogene în gard și de aici un val de gaze lacrimogene răspândit peste stadion. Arbitrul a trebuit să se spele pe față, jucătorii stăteau cu tricourile pe ochi, pentru că acele gaze produceau efecte neplăcute. CFR Cluj a câștigat aseară primul meci cu Dan Petrescu, antrenor, în Cupa României pentru CFR Cluj. O victorie, practic, conturată așa în ultimele minute ale meciului cu Dumbrăvița. Un meci în care portarul echipei outsider, Dumbrăvița, a suferit o accidentare serioasă în prima repriză a acestui meci. În poartă a intrat antrenorul de portare al celor de la Dumbrăvița, care a primit niște goluri pe final. Mă rog, CFR este în grafic, are 4 puncte în grupa C din Cupa României. O să discutăm despre Cupa României, vom discuta însă și despre alte lucruri, vom discuta despre Dinamo și despre acel proces de bancrută frauduloasă care pare că se va termina. Pronunțarea este programată pe 6 decembrie, însă de la ultima ședință a devenit foarte clar, din modul în care a pledat procuroarea de caz, că acest caz se va închide cu o sentință favorabilă inculpaților din acest dosar. Robert Negoiță, Ionuț Negoiță, fostul finanțator de la Dinamo, va scăpa din acest dosar în care a fost acuzat că a ascuns bunuri în timpul procesului de insolvență. A ascuns bunuri pentru a nu plăti către stat valoarea reală a unor datorii. Mă rog, o să discutăm și despre acest caz. Despre toate astea discutăm în această dimineață cu fostul președinte de la Dinamo, domnul Constantin Anghelache, profesorul Constantin Anghelache, pe care îl salut. Bună dimineața, domn profesor! Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce faceți în primul rând? Spuneți-mi cum merge treaba. În primul rând fac foarte bine. Sunt la facultate, dar nu am curs până la ora 10, așa încât este timp suficient pentru a aborda aspectele care vă interesează și care cred că interesează foarte mult pe telespectatori. Da. În primul rând însă vreau să vă întreb cum stați cu cartea. Știu că lucrați la o nouă carte, Dinamo, de la răsărit la apus sau cum e? Nu. Prima carte a avut sumedenie de titluri și acum am ajuns să aștept încă puțin să vedem dacă titlul pe care îl voi da este acesta pe care îl voi pronunța acum. Așa. Am mers din aproape în aproape și la un moment dat am vrut să-i spun, a fost odată 3 puncte Dinamo, care seamănă cu ce s-a întâmplat în ultimul moment. Dar pare-se că după această discuție, care a fost și este la instanță, să vedem dacă va aproba sau nu va aproba noua reprogramare, rearanjare a plății creditelor către datornici, rămânând o sumă mai mică, să vedem dacă aceasta va fi. Așa. Și existând, putem discuta și asta, în principiu unii doritori de a investi la Dinamo și de a prelua acest club, așa, să fie Dinamo primul club din România care are într-adevăr un finanțator străin cu potențial care poate să o ducă foarte bine departe. Credeți povestea asta, domnule Anghelache? Chiar credeți în povestea asta? Eu nu cred deloc. În povestea asta, când vine timpul, am să vă spun, dacă vreți chiar acum, vă spun. Da? Și atunci am vrut ca titlul, să lămurim titlul cum va fi, asta mă ține pe loc pentru moment. A fost odată puncte Dinamo, 3 puncte din nou și iar va fi. Aha, ok. Cred că asta este problema dacă se va întâmpla ceea ce cred eu. De ce cred această problemă?
Cunosc. Deci, stați puțin, mi se pare interesant mecanismul ăsta. Deci așteptați să dați titlul cărții în funcție de ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Păi trebuie să zic, pentru că dacă zic că a fost odată din 3 puncte Dinamo, de unde rezultă că nu mai este... Păi da, dar metaforic o spuneți că a fost odată Dinamo, că în momentul ăsta clubul e la, într-adevăr, este la a fost odată. Că la ce da, acolo... dar tindea acum vreo lună, vreo da. Două luni, să se ducă după Astra, ca glumă. Așa tindea. Acum da. Se pare că lucrurile s-au mai îndreptat, se mai îndreaptă. Și atunci, dacă va fi, să zic că a fost odată 3 puncte Dinamo, 3 puncte și iar va fi, adică acel Dinamo care știm noi, mare brand în fotbalul românesc, cunoscut pe plan european, pe plan mondial și așa mai departe. Dumneavoastră folosiți multe 3 puncte în titlu, Dinamo nu prea câștigă 3 puncte, asta e problema totuși. Asta zic și eu 3 puncte, dar știți, Moșil a explicat studenților lui da? Că cele 3 puncte, pentru că la în matematică, de un monom, un binom, un ceva de genul ăsta, să pun 3 puncte, A1, A2, 3 puncte, AN. Da. Și un student a întrebat domnul profesor, dar de ce să pun 3 puncte? Și el a spus, pentru că e stabilit științific. Cum adică? S-a constatat că 2 sunt prea puține și 4 prea multe. Atunci 3 punem. Deci, glumind, asta este, dar așa a spus Moisil. El era un om extraordinar, avea spontaneitate și spunea lucruri cu totul deosebite care te făceau să te bucuri că ești în sala de curs al lui Moisil, al lui Grigore. Bun. Bun. Acele 3 puncte se pun pentru că așa înseamnă continuitatea sau înseamnă dezvoltarea. Așa. Dar probabil că este, uitați-vă dumneavoastră, dacă o scot acum și spune a fost, duce la multe sensuri, care nu prea mai este, care nu știu ce. Dar dacă mai pun 3 puncte și iar va fi, spun că a avut o cădere extraordinară, care este clară, cele 3 puncte duse în jos și pe 3 puncte duse în sus și iar va fi, înseamnă o creștere a echipei Dinamo, care poate să revină exact acolo unde a fost Dinamo, București, echipă, brand, cu perspective, cu rezultate și mai departe. De ce am spus că este posibil această chestiune? Pot divulga chiar chestiunea că eu am fost și încă sunt în contact cu cineva din Arabia. Așa. Care a spus 3 lucruri. Eu, pentru mine, vreau să investesc neapărat într-un club din România care să aibă perspectivă, care să fi fost club. Așa. Și a zis, Dinamo, m-am gândit eu că este. Da, stați puțin. Domn profesor, stați un pic, iertați-mă că vă întrerup, m-am stârnit curiozități și după aia sunt prea multe și n-o să le rețin pe toate, nu le țin minte pe toate. Unu, ați spus cineva din Arabia, v-a spus chestia asta, când s-a întâmplat, recent sau... Acum să zicem o lună jumătate. Ok, pot să vă mai întreb un lucru? Care e statutul acestei persoane? Adică ce, cu ce, mă rog, nu vă întreb direct, de fapt, cu ce se ocupă această persoană? Da, vă întreb totuși direct. Această persoană este armator, are câteva zeci de miliarde ok. Din petrol și din treburile astea. Și încă o întrebare, de ce dragostea, de unde până unde afinitatea asta pentru România și de ce Dinamo? Adică care pentru e? Că, așa, sigur că da. Da. Pentru că un nepot al lui a făcut facultatea la București, mi-a fost mie student. Ah, ok. Bun. Și din aproape, aproape așa se întâmplă în viață, venea la meciuri totdeauna și mai departe. Așa. Și atunci omul a avut această idee. Poate că, știți, la ei ați văzut de ce vorba Liverpoolului, care 5 miliarde și ceva, americanul vrea să-l vândă cuiva la 5 miliarde. Și probabil că va reuși să vândă toate acțiunile ca să vândă clubul al cuiva. Da. Deci pentru ei. Și că vă spun acum de ce pentru ei, că mi-a dat și dezvoltare. A zis, dar nu mă bag în această discuție până când nu se întâmplă 3 lucruri. 1. Dinamo să aibă un singur finanțator. Nu mă interesează pe mine nici PCH, nici ce vorbiți voi acolo. Pe mine asta mă interesează. Pe mine mă interesează clubul Dinamo să aibă un proprietar, posesorul celor 100% acțiunile pe care le are. Pentru că voi negocia doar cu acea persoană și vom stabili cât dorește. Persoana aceea cât dorește, atâți bani probabil îi voi da că vom cădea la un acord și vor zice și așa, și așa, și așa. Bine, dar ei sunt finanțatori. Foarte bine.
fac un protocol cu ei de finanțare, cum este în socios din toată lumea. Okay. Nu să conducă clubul, ci să fie... Oh, și am spus și cum. Păi uite cum. Ei îmi spun într-un protocol, într-un contract care facem pe 10 ani, pe 20 de ani, pe cât vor, perioada nelimitată, că se îngrijesc să ofere finanțare clubului Dinamo, să zicem, 1 milion de euro pe an. Ceea ce până acum ei au ținut Dinamo cu ce au putut să înregistreze, să încaseze an de an. Și atunci eu nu le iau degeaba, dar atunci eu le dau 3-4 mii de abonamente gratuit, le fac alte facilități, să intre la meciuri cu 50%, spunând el, în felul ăsta mi-asigur o galerie, adică o prezență la meciuri de 3-4 mii de suporteri la fiecare partidă. Și în felul acesta este bine, cooperez cu ei, țin aproape, ei mă țin aproape și mai departe, dar nici vorbă să fie. Deci eu vreau cu un singur om. Aceasta se pare că s-a fi întâmplat la ședința din 14, okay, când PCH-ul pare să că ar lua, așa este trecut în planul de reorganizare iar al clubului Dinamo, 99% din acțiuni, rămânând cu un capital de 90.200 de lei. Normal, pentru că legea 31 a societăților comerciale, cu toate modificările ulterioare, solicită unei societăți comerciale, cum sunt și cluburile de fotbal, să își reconsidere capitalul, pentru că nu poți să ai 41 de miliarde de lei și decât 70 de mii de lei în cont. Și atunci el s-a redus aici și în felul acesta a rămas unul singur. Este acum dispută la instanță, să vedem ce se va întâmpla, dacă se aprobă, nu se aprobă. Okay. Dacă se aprobă, acest individ interesat va spune foarte clar, haide să ne negociem cât doriți, atât, poftiți banii. Cesionați-mi toate acțiunile. Okay. Dispar toți de pe acolo care au fost, care n-au mai fost și așa mai departe. Bun. Asta-i prima... Și atunci el, da, are, scuze. Atunci a spus, doresc al doilea lucru, insolvența, să aibă clar un plan de plata datoriilor către creditorii care sunt acolo înscriși, pentru ca eu să știu și aceasta, dacă instanța aprobă nou plan de reorganizare a plăților, înseamnă că rămân vreo 2 milioane și ceva, din câte am înțeles, și cred că așa este corect. Așa. Pentru că în interiorul clubului, deci PCH-ul, deci ei, 2 milioane și jumătate care s-au înscris la masa credală, le vor converti în acțiunile pe care le primesc de la Șerdean, dacă le vor primi. Așa. Și atunci rămâne să aibă 99% și acea datorie se duce din masa credală, masa, da, creditorilor. Așa. Și atunci a spus, în ziua în care m-am înregistrat la Registrul Comerțului ca societate comercială fotbalistică, proprietar al clubului Dinamo, da, și sunt acceptat la federație să fie totul în regulă, da, mă duc la creditori să-ți facă o ședință și să le spun mâine primiți bani. Și în felul acesta, pentru că în insolvență se prevede într-un articol că acele credite pot fi plătite și anticipat în funcție de veniturile și de ce are clubul. Și om a spus foarte clar, deci eu, dacă se întâmplă treaba asta, 2 milioane, eu le dau oamenilor imediat, a doua zi, să-și ia banii, să fie totul în regulă. Da. Acum zice, și am spus, bine, dar mai trebuie să discutați și cu cine deține, să zicem așa, niște merite ale lui Dinamo. Și a spus, domnule, nu mă interesează Dinamo de alaltăieri. Vă referiți la domnul Badea, când... la domnul Badea, nu? Ca să fim un pic clari, nu? Da. Așa. Okay. Și a spus, nu mă va interesa acea chestiune, pentru că eu, în momentul în care am luat clubul, da, pe mine mă interesează rezultate, mă interesează numele și tot ce are, că tot Dinamo acela este, că da, merg în Registrul Comerțului să vadă că are continuitate, nu e? Și nu mă interesează pe mine nici rezultate, nici par tot ce au avut, pentru că eu de azi încolo țin culori, le țin absolut tot, dar de aici încolo rezultatele mele sunt astea de aici încolo. Și cum am spus, astfel, eu cele 90.200 de lei capital
le măresc automat la 8 milioane, adică 41 de miliarde de lei care au fost, așa, făcându-l capital social subscris, pe care normal, conform legii 31, se transformă în capital de lucru. Adică investesc imediat prin majorarea capitalului, ca să fie totul foarte bine pus la punct, nu așa o sponsorizare, luați niște bani. Ok. Și dar acei bani, povestiți-mi un pic, iertați-mă o secundă, înțelegeți foarte bine mecanismele economice. Vreau să vă întreb care e diferența și de ce e important să fie capital social subscris 8 milioane de euro? Pentru că el trebuie să aducă la Dinamo niște bani. Da. Și atunci cum poate să-i aducă? Să-l sponsorizeze, ce să facă? Okay. Să împrumute? Să bage niște bani? Nu. Îi bagă într-un mod legal. Okay. El își majorează capitalul la o mărime cât îi permite contul și la o sumă care să-i fie lui. Așa mai departe. Și atunci el permanent își completează capitalul social. A cheltuit 3 milioane anul acesta, bagă înapoi 3 milioane ca să aibă capitalul social subscris și vărsat integral în capital de lucru. Ok, bun. Și atunci lucrurile sunt foarte simple, nu mai încep găinăriile, că avem, dar n-avem și așa mai departe. Bun. Și următoarea problemă, am spus, mai este stadionul din Avraș, da. Și eu nu pot discuta cu Ministerul de Interne, v-am zis, se poate discuta, nicio problemă, sunteți în poziția respectivă și așa. Și pe urmă mi-a spus și punem punct și acum continuăm. Dar eu nu găsesc 21 de hectare, 22 de hectare în jurul Bucureștiului să-mi cumpăr și să-mi fac în 2-3 ani stadionul meu. El? Ba puteți. Sau unitul? Adică aici face o investiție în România el. Da. Dacă își cumpără teren, face toată treaba aceea, investește în construcția unei baze sportive pe care știe să o facă. Mi-a spus, am fost la Arena Națională, da, mai demult nu acum, și sunt surprins că o așa construcție extraordinară n-are spații comerciale nici măcar 500 de metri pătrați. Ok. Și eu nu, eu îmi fac, și zice, eu îmi fac baza mea sportivă, da, care acolo și sub tribune, sub tot, eu fac poate 10.000 de metri pătrați, 100.000 de metri pătrați spațiu comercial, okay, pe care îl închiriez și de aici îmi fac finanțare suplimentară. Ca să fie foarte, pentru că este o afacere și o afacere trebuie să o gândești în acest rol. Bun. Dacă ar lua, să zicem, în centrul Bucureștiului, nou stadion care în februarie va începe să fie reconstruit și probabil că va găsi o cooperare, o înțelegere, nu știu cum, cu Ministerul de Interne, vă dați seama că în centrul București, un metru pătrat de spațiu comercial, cred că este 15-20 de euro pe okay, lună. Da, bun. Ca să fim foarte clar. Așa. Înmulțiți cu niște zeci de mii de metri să vedeți câți bani se încasează și așa se pune problema unui club să se autofinanțeze prin activități care sunt transparente, care sunt bine reprezentate și prezente în contabilitate, în finanțele clubului și în felul acesta el merge mai departe. Bun. Aceste lucruri, după părerea mea, sunt așa spuse. Eu m-am rugat și am făcut un documentar de vreo 7 pagini al Dinamo de la început până la sfârșit, ca să înțeleagă evoluția, de ce e brand, unde a mers, unde a fost și așa mai departe. Îl are la el, a zis, domnule, îți mulțumesc frumos, n-am nevoie nici de audit de nimic, pentru că mie nu trebuie. Eu nu cumpăr Dinamo cu ce are, eu cumpăr Dinamo cu ce nu are și o fac eu să aibă. Adică, așa cum am spus, acest mecanism economico-financiar. Bun. Pe urmă, am acum o temere foarte mare. Care? Am văzut zilele trecute că domnul Șerdean acționează împotriva lui PCH să spună că nu este îndreptățit, că nu este, că nu este, așa mai departe. Bun. Care tergiversează și care habar nu am ce se va întâmpla la o instanță, dacă nu cumva îi va da dreptate. Nu știu ce argumente are din punct de vedere juridic, concretizate prin probe economico-financiare, ca să susțin această chestie. Dar iată, această problemă e. Eu m-am gândit, n-am vorbit cu nimeni și aceasta este o părere a mea, ca să nu se interpreteze ce a zis Anghelache, că domnul Șerdean a preluat acțiunile de la Portasero,
pe 550.000 de dolari, de euro sau dolari, da, cred că euro erau, datorie, și bănuiesc că din acest punct de vedere, PCH-ul care a luat, probabil că în discuțiile între ei, au găsit o soluție ca să îi restituie omului această sumă, dacă este concret scris acolo, nu știu. Da. Dar poate să fie adevărat sau poate să nu fie adevărat. Pentru că PCH-ul, într-adevăr, prin asta deține majoritatea acțiunilor și tot ceea ce este. Mai sunt pe acolo niște oameni, nu vreau să le folosesc numele la nici unul, că mi-i pun în cap, da, care probabil întrevăd aceeași perspectivă, că dacă ați văzut, mai multă lume spune am și eu pe unul, am și eu pe unul, am și eu pe unul, au toți. Se gândesc, tot în stilul nostru, dacă tot se va întâmpla treaba asta, trebuie să mă aleg și eu cu ceva. Da, evident. E tendința de a specula imediat. Exact. Da, să știți o că... situație. Da, ok, da. Dar arabul este arab, să știți că arabii, eu am lucrat mult în viața mea cu ei, da, arabii sunt niște oameni care nu trebuie să-i privim decât cu mare atenție și cu mare bucurie, într-un fel, de exactitate extraordinară. Mai exact decât scandinavii cu care ați lucrat, și cu ei ați lucrat, din câte știu. Și cu ei am lucrat, dar ea n-aveau, lucrai mai mult pe contracte de 20 de pagini și cu valoare mică. Cu ăștia lucrai pe contracte de 3 pagini și cu valoare enormă, ca să fiu explicit într-un fel. Acolo se înmagazinează deocamdată și în criza asta a energiei și toate, da, bucuria și rezervele mondiale, despre care se spune că petrolul și gazele vor mai avea resursele actuale, asta e din statistica curentă și clară a mondială, cam pentru 40-42 de ani resurse de petrol, dar resursele actual descoperite, prospectate, da, și de 100-100 ceva de ani gaze. Pe conflictul care este acum, vă dați seama cam unde s-a mutat un centru important al OPEC-ului din punct de vedere al resurselor de petrol. Uh-huh. Asta este o problemă. Bun. Ei au zis această chestiune. Eu mă tem de această problemă, că avem și administrator și din ăla și din alții, care, corect, foarte bine că se îngrijesc toți oamenii, că trebuie să vrea mai multă lume binele lui Dinamo, pentru că este un brand național și ar fi păcat să dispară sau să nu mai fie pe nicăieri, dar toată lumea spune am pe cineva. Adică fiind momentul acesta care s-a creat, da, probabil că ce a spus ăsta ca investitor, au mai spus și alți investitori din alte părți. Nu e nicio problemă. Pe undeva e bine că s-ar crea, nu se creează, nu știu, o licitație cine e cel care va cumpăra aceste acțiuni, dar întâi trebuie, știți dumneavoastră, când se face o ciorbă, ceva, până nu dăm clocot, da, nu se poate pune nici pătrunjelul, nici celelalte. Bun, dar la Dinamo ce ar însemna aici să dea în clocot ciorba, domnul Anghela? Ciorba ar trebui să dea în clocot, să se... fie un clocot să lăniștească toți și să înțeleagă că perspectiva clubului Dinamo este ca să vină un investitor potențial, da, care să lucreze la vedere, corect, să spună și să se îndeplinească condițiile pe care ăsta le cere. Pentru că ar fi o investiție în România, în primul rând, ar fi un club salvat și a dus înapoi unde trebuie să fie Dinamo, da, și mai mult decât a fost. Eu în 1990, cu Mircea Lucescu, am vrut să-i facem Dinarom S.A. România. Nu s-a putut atunci, că s-a vândut la Teleze tot lotul de jucători. Parcă v-am mai spus odată, da, și nu vreau, da, să mai repet această chestie. Mi-a spus, Dinarom s-a ales praful de Dinarom, că a fost Cornel Dinarom, care înțeleg că a contribuit și el la vânzarea lotului. Domnule, eu nu mă bag să folosesc expresii de oameni, dacă lumea și știe de ce să spune un lucru care se cunosc. Eu am zis că la o intervenție la dumneavoastră, la emisiune care o apreciez foarte mult, e bine să intervin cu elemente care sunt mai puțin cunoscute, așa, fie măcar și numai teoretic, o juridic, pentru ca lumea să înțeleagă mai mult ce se întâmplă acum decât de ce. Și că dacă află ce se întâmplă, înțelege și de ce se întâmplă, pentru că nu există niciodată să se întâmplă lucruri așa din senin. Ele au un curs, au o anumită evoluție și lucrurile se vor vedea.
Asta este situația actuală. De-aia am spus că mai stau să vedem cum se face, că nu mi-e greu să mai scriu încă un capitol de și iar va fi de 15-20 de pagini în care însă să pun în carte lucruri corecte, corecte care s-au întâmplat și pe baza previziunii se pot întâmpla în continuare pentru ca să poți să spui și iar va fi un Dinamo puternic. Cred că asta doresc toți suporterii, toți iubitorii fotbalului, chiar dacă sunt antidinamoviști, pentru că acest, să zicem, model de a restructura un club românesc prin atragerea de investiție corectă, la vedere, transparentă și tot ce trebuie, poate să facă și alte cluburi. Cum și acest socios poate fi dezvoltat și de alte cluburi din provincie, dar în condițiile acestea, fără, poate să supere acum pe mine, pe CH-ul cineva, fără să dorească să devină proprietarul și conducătorul clubului, că nu poate. Și atunci trebuie să coopereze cu cel care, gândiți-vă că în Turcia, Galatasaray, când era Mircea Lucescu, am aflat atunci că avea vreo 10 milioane de plătitori, nu știu, că 20 de dolari pe lună, pe an, nu mă interesează, dar când avea o nevoie, cum a fost înaintea meciului cu Real Madrid din Champions League, au adunat Consiliul de Administrație și au zis, mărim cota de la 20, să zicem, la 25 de dolari, măcit-o, și a scos imediat 50 de milioane de euro, care i-a băgat în cont și care sunt bani corecți, dar nu conduc ăia. Da, participă, îți dau cu părerea de toate, dar lasă pe cel care este proprietar să fie proprietarul clubului. Așa e și Real Madrid, așa e și Manchesterul, așa sunt și altele. Chiar Liverpoolul, care are pe american ca proprietar, are un fel de socios în care a atras, că ați văzut, la Liverpool și de pierde și de câștigă, nu este vreun loc liber la vreo partidă. Pentru că este îngrijirea aceasta extraordinară pe Anfield Road ca toate locurile din tribune să fie date celor care iubesc Liverpool și fotbalul. Se întâmplă mereu treaba aceasta. Rar se vede să se întâmple acolo altfel. Pentru că eu când m-am dus la Dinamo și am început o treabă, am dat gratuit bilete la copii, împreună un copil și un adult, adică tăticul, gratuit toate. Vizam să umplu stadionul Arena Națională atunci în 2013, să vină acești 10, 20, 25 de mii de oameni, gratuit, nu e nicio problemă. Câștigul era enorm că aveai galerie, îi creșteai, îi educai în spiritul dinamovist și tot ceea ce trebuie. Era insuficient, trebuia să faci și alte facilități, dar lucrurile au evoluat, cum scriu eu în carte, că au evoluat și s-a ajuns aici unde s-a ajuns și toată lumea vede ce este, putând însă foarte greu fiecare să aibă răbdarea și să găsească toată argumentația necesară de ce. Și în carte eu spun de ce. Vreau să vă mai întreb ceva, domnule Anghelache, dacă îmi permiteți. Am câteva curiozități legate de subiectul armatorului saudit. Unu, vreau să vă întreb dacă discuția a rămas deocamdată doar între dumneavoastră și dumnealui sau deja a intrat în contact și cu alți oameni care ar putea, i-ar putea facilita sau i-ar putea, l-ar putea, nu știu. Am înțeles. Întrebarea este foarte clară și răspunsul este exact. Deci, eu i-am pus la dispoziție un documentar făcut după mintea mea. Ok. L-a luat, e mulțumit, îl are în buzunar treaba lui. Da. I-am spus în principiu cu cine ar trebui să discute, dar nu i-am dat indicația, du-te și discută, du-te și hotă, cât rămânându-i lui la atitudinea. Că poate să spună, domnule Anghelache, m-a ajutat până aici, îi mulțumesc că mai vorbesc la telefon, ce s-a mai întâmplat, s-a mai întâmplat, domnule, deocamdată în instanță, ca idee. Ceea ce înseamnă că n-a pătruns în altă parte. Dar dacă va pătrunde în altă parte, și pătrunde în mediul care trebuie, că eu i-am dat unde, și dacă vrea să aibă tot trecutul din Dinamo, să vorbească cu domnul Badea, dacă vrea să aibă stadionul, să vorbească la Ministerul de Interne, dacă vrea altceva și așa mai departe. Dar dacă își va identifica alte persoane și să merge pe același drum, poate să fie chiar o surpriză de proporții pentru alții, nu pentru mine, că i-au zis, domnule, cu ce m-a ajutat Anghelache până acum, e suficient de la el, acum trebuie să pătrund, nu știu,
strig la domnul Zet. Da. Să mă duc să discut cu el, să văd ce îmi spune el că e și cum se domnul întâmplă lucrurile. Zet, domnul Zăvoreanu, adică domnul Zet. Dar cunoscându-i cum sunt și dându-mi din când în când telefon, întrebându-mă, bănuiesc că așteaptă. Așteaptă să se finalizeze procesul? Să se întâmple ceva. Da, dar problema e că la Dinamo toată lumea așteaptă să se întâmple ceva de câțiva ani de zile, adică... Bun, el v-am spus că a pus niște condiții care le vrea rezolvate, întâmplate. Ok, ok. Ele nu sunt întâmplate acum, ca să fim foarte serioși. Da. Aha, ok. Cam asta ar fi, să zic așa, ce pot eu să spun, pentru că pot să adaug multe, dar nu are sens. Spun exact despre ce este vorba. Și bănuiesc că chiar dacă vine unul din the United States of America, de la americani, vine altul din Qatar, nu din altă parte, probabil dacă dorește să investească, tot aceste condiții precise le va pune. Nu vreau să conduc cu 0,5 și nu știu cine, 0,7, nu știu care, cu tare. E clubul meu, eu conduc, eu fac și asta e toată problema. Știu ce investesc, știu ce fac, respect legislația românească, respect legislația internațională, respect și legislația mea din Qatar sau din Emirate, de unde sunt, ca lucrurile să se întâmple foarte corect, transparent și să fie... Bun, el probabil de aici privește tot ca o afacere. Pentru că în 1990, când italienii au dispărut pentru un singur motiv, că a pus condiția numărul 1. Niciun jucător de acum, din luna mai 1990, nu pleacă de la Dinamo 3 ani de zile, că avem cu ce să-i plătim, avem că și atunci se făcea un capital de 6 milioane de euro, de dolari. 3 milioane erau din transferul lui Răducioiu la Bari, care s-a făcut până la urmă, s-a ales de bani, nu mai știu, că nu mai eram pe acolo. A doua chestiune, 3 veneau, erau 6 milioane. Hai să ne întoarcem înapoi în timp, că timpul acesta omoară multe idei dacă nu le conturăm bine. Da. Ce puteai să faci în 1990-91 cu capital de 6 milioane de dolari, să faci importuri, exporturi și tot ce trece prin cap când se vindeau la orice colț de stradă țigări, Kent, whisky și tot ce vreți, pe valută, pe nevalută, pe ce trecea prin cap. Bine, nu-mi dau, nu mai țin minte puterea de cumpărare, dumneavoastră să știți mai bine, dar probabil că erau foarte mulți bani, da. Erau, dar ăștia veneau tot controlați, tot pus în cont, tot făcut un stadion nou, tot făcut tot ce trebuie și mai departe. Asta este situația, deci acum eu așa văd situația de moment. Probabil că ceva se va întâmpla, trebuie să se întâmple. Poate că și în România sunt niște domni preocupați. Dar bine ar fi, sfătuiesc pe oricine, să lucreze fără adaosuri suplimentare necunoscute. Să lucreze transparent, pentru ca să înțeleagă toată lumea, să fie fiscul liniștit, să fie toată lumea, să fie jucătorii plătiți, ales contractele, să fie investițiile făcute, pentru că în societatea comercială Dinamo București 1948 SA. Da. Dacă vreți, vă trimit eu actul constitutiv. Spune că are dreptul și poate să-și înființeze alte societăți comerciale care desfășoare activități financiare, comerciale și mai departe. N-are decât să-și facă o societate comercială, cum o vrea să-i spună, care să dea veniturile tot la Dinamo, că este Dinamo principalul acționar majoritar, dar să facă importuri, exporturi, să-și facă lanț de magazin, un Carrefour, altceva, știu și din care să scoată bani. Așa se poate face, dar pentru ca lumina să fie bună pentru toți. Vreau să vă mai întreb ceva. De obicei, în spatele unei investiții străine în fotbalul dintr-o țară, oricare ar fi ea de pe planeta asta, există și un alt interes, adică respectiva investiție este cumva ca un semnal dat de un investitor care însă își dorește să intre, să se placeze într-un mediu de business în țara respectivă. Adică, domnule, eu exact în țara asta dorește și ăsta. Da, dar dincolo de supermarket, mall eventual la stadion sau ceva de genul ăsta, mă gândesc că are un interes mai mare de business decât vânzarea cu amănuntul, sincer. Da.
Un interes este, a fost plecat pe la Râșnău și pe la câteva stațiuni din acestea, da, în care își punea în, avea în vedere să investească pentru a construi acolo vilute și așa mai departe, aha, okay, să desfășoare o latură turistică aducătoare tot de bani. Aha, bun. Deci gândește business-ul, adică de-aia v-am spus, el privește chiar investiția la Dinamo, acesta și cred că și alții gândesc tot la fel, ca pe măsură ce a făcut acest pas, să-l continue cu pași mai mari, mai mici, cum poate el sau cum își face strategia, ca să investească mai mult și ar fi un mare bine pentru România, ca să vină cineva care să ducă la Liverpool, la cele 5 miliarde acum, nu pentru jucătorii care i-are Liverpool, că nu fac atâta și clubul, ci pentru faptul că l-a investit foarte mult, cunosc Anfield Road foarte bine, da, că am fost atâtea ori, a investit acolo și a construit niște hotele, niște treburi de genul ăsta, care îi aduc venituri în continuare. Da. Și probabil când vinde afacerea, nu vinde clubul Liverpool, vinde afacerea care e brodată în jurul clubului FC Liverpool. Da, da, sigur că da, evident. Ce, realist, sunteți un tip pragmatic. Ce șanse credeți că ar fi să se întâmple lucrul ăsta, cunoscând realitatea românească și realitatea de la Dinamo și cunoscându-l și pe investitorul despre care ne-ați povestit până acum? Da. Deci eu consider, cum zice, neamțul 50-50, 50-50%. Okay. Acel om își menține interesul în aceleași condiții, că ei, vedeți, nu pun 100 de condiții, pun 2-3 și spun, dacă se întâmplă asta, n-aveți probleme și mă lăsați să-mi fac treaba. Da. Așa, 50% îi rămân încă în această soluție, dacă se va întâmpla, și nu se va întâmpla în instanță, și nu vor fi oameni care zic că acum conduc Dinamo și de fapt să gândesc, să vedem cu ce mă aleg și eu, și atunci să lucră. Dar 50 acestea pot frâna în continuare, pentru că arabii îi cunosc ca și grecii, cum era Vardinoianis. Așa. Când zice o vorbă, o face chiar dacă a pierdut. Când spune o problemă care nu îi mai trebuie, din acel moment nu îi mai trebuie. Adică în momentul în care mai așteaptă încă 3 luni, 4 luni, au timp să aștepte și nu se întâmplă nimic din ceea ce ei au dorit, atunci nu foarte bine că doar știu eu cu ei sau alții, cu alți domni, ei vă spune, domnule, hai că pierdem timpul degeaba și nu mă interesează. Gata, nu mă interesează. Mă duc mai bine în Slovacia. În Slovacia. Mai sau știu și unde. Mai știi să mai aibă vreun club de fotbal sau vreun interes în altă zonă? Nu, are un club, îmi scapă numele acum, are un club în Emirate. În Emirate? Da. Deci, până la urmă, omul respectiv e saudit sau din Emirate? Nu, din Emiratele Arabe Unite, am zis eu. Din Arabia Saudită? Da, 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 da. Din Emiratele Arabe Unite. Ah, ok. Deci altă... Altă discuție. Altă mâncare de pește, exact. Da, o da, țară da, mai deschisă. Scuze mai... dacă am zis așa. Și are o echipă, ați spus, în Emirate. Da. Mm-hmm. Nu știți, prima, a doua ligă, nu puteți să ne spuneți? Nu, e în Liga a doua. Liga a doua. Aha, ok. E o plăcere. Are o plăcere a lui acolo. Are o plăcere. Aha. Da. Voiam să vă întreb, ați văzut povestea cu procesul, cu bancruta frauduloasă? Da, i-am văzut. De fapt, odată am zis și mi-am asumat și niște glumițe din partea câtorva, nu contează, că acest proces se va rezolva, precum toate procesele din România, prin prescriere. Așa. E altceva acolo? Nu, dar înțeleg că avocații țin totuși să nu fie prescriere, să fie achitare. Păi stați un picuț. Prescriere. Avocații, sigur, cer un surplus. Adică procurorul a spus că, de fapt, faptele s-au prescris, că ele sunt produse în 2014. Da. Până acum vedem că sunt aproape 8 ani. S-au prescris. Și, în consecință, nu mai există temei legal pentru acest proces. Deci nu are. Nu mai este. Uh-huh. În consecință, când un proces se încheie, da, în felul ăsta, prin prescriere, dispar și sancțiunile care se puteau da, că nu se mai dau.
Ok. Și atunci avocații probabil pot să spună și procesul, nu știu cum va fi formula juridică, se clasează sau se desfințează, sau să zicem așa, o chestie, nu mai există, nu. Dar ei nu pot spune că nu există, pentru că niște ani acolo s-au adunat probe, materiale, tot ce vreți, ele există, s-a prescris, este lege și în vigoare, nu se pune problemă, așa încât nu e cazul să se mai continue și nu se mai va continua. Acum ce vor avocații, poate au ei vreo chichiță de altfel, dar nu se mai poate întâmpla nimic, pentru că n-am înțeles niciodată, atâta timp cât e locus legis, adică se spune că s-a prescris, să se aplice chiar dacă apare o modificare în codul de procedură penală sau penal, întotdeauna pentru faptele respective se aplică legea cea mai blândă. Pe legea cea mai blândă este aceasta, că faptele s-au prescris, nu există. Da. De demersul echipei, ce ziceți? Cum merge echipa? V-ați mai uitat la meciuri? Mersul echipei, eu mă duc la meciuri, începe încet, încet, să facă câte ceva, nu e nicio problemă. Mai e un punct, l-am întrebat și dacă echipa nu intră la anul, dar nu e problemă, ce e o chestiune. Și m-am întrebat cât costă o echipă ca să o duc. Deci, 2-3 milioane de euro, tu o duci sigur în Liga 1. Ok. Că ei tot ce e bun în zona asta ca să faci echipă. Și aia, când îi trece la treaba adevărată, o să vadă lumea ce o să facă. Bine, acum luăm totul, împărțim la pi, 3,13, ca să-i gluma în matematică, în geometrie, algebră, și credem că nu, dar e o gândire care, așa cum v-am prezentat, eu așa mi-a prezentat-o și el mie, este sănătoasă și posibil să se întâmple. Cu el, cu altcineva, pentru că această gândire la oamenii cu bani este într-un fel izvorâtă dintr-o practică pe care o au, dintr-o expertiză în timp, în care și alte afaceri, cred că a mai făcut el, nu numai să dorească să devină investitorul principal al lui Dinamo. Mai sunt și altele. Dar e bine, eu n-am spus că se va întâmpla, am spus că aștept și eu 2-3 luni, din interesul meu să-mi termin cartea, să-i pun un titlu adecvat, care să nu zică, lua de ceasul să stavă până ieri, că Dinamo s-a cam dus și uite ce club e acum. Păi da, dar trebuie să-i dați alt titlu și nu ăla totuși, domn profesor, altul trebuie. Deci cum, a fost odată Dinamo, titlu, ce a fost odată, fiți atent, a fost odată Dinamo și partea a doua, ce vreți să spune, să scrieți în arabește. Scriem în arabă, nu-i problemă. Exact. Sigur că exact. Da. Adică două titlu cu, pe două rânduri, primul rând a fost odată Dinamo și după aia ce vreți în arabă. Da, înțelegem din arabă cum va fi. Cum va fi, exact. Cum să spunem, da, în arabă, cum va fi. Deci asta ar fi discuția pentru care am putut să vă spun. În rest n-am niciun element absolut și nicio concretețe mai mare în care să spun că am discutat cu ăsta, cu ăla, Doamne ferește. Deci dar aveți o concretețe în discuțiile cu Mircea Lucescu. Ce mai face Mircea Lucescu? Mircea Lucescu, să zicem două lucruri. Din punctul lui de vedere, face bine. Da. Din punct de vedere al mersului echipei Dinamo Kiev, merge cum se poate. Okay. În sensul că echipa Dinamo Kiev joacă pe unde se poate. Da. Și nu poate să joacă, să aibă continuitate. Jucătorii străini brazilieni pe care i-a avut, au plecat toți, nu mai sunt pe acolo. Are numai jucători tineri și jucători ucrainieni. Mulți dintre ei au promovat în prima echipă și echipa națională face cât de cât unele rezultate pozitive, însă șahtiorul încă este al lui Akhmetov, care are situație financiară mult mai bună, care are posibilități. Și a mai ținut câțiva din jucătorii brazilieni vechi, pentru că, vedeți, el la Dinamo Kiev acum începuse acea perioadă să aducă tineri din Brazilia, să facă, să-i crească, cum a făcut și la Shakhtar. Da. Acolo aia sunt și unii încă mai joacă, echipa este mult mai bună decât a lui, al Dinamo Kiev. Da. Ca perspectivă este, dar, din câte a zis și în presă, și a zis precis, nu mi-a spus mie, dar așa cred că gândește, mie mi-a spus altă dată,
că poate anul ăsta să fie ultimul, că îi ajunge și lui și trebuie să aibă grijă de el și să odihnească, să-i fie liniște și mai departe. Probabil că dacă lucrurile vor merge tot așa, în iarnă mai puțin probabil, dar la vară va spune Surchis, domnule, e bine să ne oprim aici, caută-ți un om, caută-ți un ucrainian, caută-ți ce vrei, ceva și mergi mai departe. Mulțumesc mult de tot, domnule profesor, vă lăsăm să mergeți la cursuri, o zi bună. Discutăm și acum. Eu vă mulțumesc mult. Discutăm și acum. Și v-aș ruga, dragă, să faci mai cu totdeauna, să nu speculezi, că dacă pui să prezinți mai mult ca să înțeleagă lumea. Ok, am înțeles. Nu numai o frază, aduce Anghelache, eu nu, că n-am spus asta. Da, mulțumesc mult de tot. N-am spus ca după nimeni. Mulțumesc, am spus că sunt în contact cu cineva. În contact, bine, sigur. Zi frumoasă și... Discutăm cu fostul președinte al Ligii, domnul Dumitru Dragomir. Bună dimineața, domnule Dragomir. Bună dimineața, domnilor. Ce faceți? Pe șantier, nene. Păi, parcă ați terminat. N-ați terminat? Am terminat pe ăla și acum sunt cu ăsta două la etajul nou. Da. Le predau la 1 iunie să mute lumea în ele. Auziți cum merge treaba. Ce ați făcut cu contestatarul acela al dumneavoastră? Îl dați în judecată? Mi-am scos, m-am fost la IML și am arătat, pentru că mi-au băgat o șurubelniță în mine și... Așa. M-au lovit, am o leziune foarte mare pe picior, am luat de la IML, adică îmi dau în 10 zile răspunsul, că așa se procedează. Așa. I-am făcut plângere penală. Dacă nimeni n-a îndrăznit de la Iliescu până la Iordache, președintele Comisiei Juridice în Parlament, să facă nimic, eu mă țin de el acum să... Uh-huh. Să vedem ce spune legiuitorul. Am înțeles. Dar ați reacționat agil așa, mă uitam la imagine, am rămas surprins cât de agil ați fost totuși. În... Da, sunt la 7-7 de ani, de-abia mă târăsc, sunt agil. Am bastonul în mașină, dar nu l-am luat la mine, pentru că mi-e frică că dacă aveam bastonul în mână, atunci îi trăgeam câteva bastoane în căpățână. Da, nu e tocmai o modalitate. Adică cum, vii peste mine, așa. Mă înjuri, îți bagi... ai mai bun decât creierul în viața mamă. Ați înțeles? Da, mai bun decât creierul, am văzut imaginile. Acum nu știu cât erau de... Dacă erau întregi sau nu, tot clipul făcut de el. Nu știu. Au dat ce au vrut. Asta suntem fraieri. Era cu steagul ăla roșu, steagul partidului. Da, și domne cu asta. Este o împotriva legii să fiu și acum comunist? Nu vă interzice nimeni chestia asta. Păi și atunci, el ce poate să-mi... Striga, Jigod e comunistă, da. Hoțule. Banditule, hoțule, da. Stai treacă ceva aici, așa. Și mă uitam, mă, ce aveam, mă, eu de 10 ani nu mai sunt. Sunt pensionar de 10 ani. N-am nicio funcție. Muncesc de dimineață până seara. Am și eu nepoția, mă, am ăsta. Ce frate? Că să-i dau bani. Băi, eu nu îți dau bani. Uh-huh. Aici... Probabil că o să vă dea el în judecată că trebuie să demonstrați că v-a cerut bani, probabil. O să... Cred că iese un circ teribil cu procesul ăsta cu el. Da, doamne, mi-a cerut bani în nenumărate rânduri, afară de asta. Îmi reproșează că de ce am făcut legea împotriva lor al huliganilor. Eu am făcut legea acum 20 de ani, 20 ceva de ani. Da. Ce aveți, bă, fraților, cu mine? Dacă nu e bună, de ce n-au scos ăștia până acum? Și e cea mai bună lege. Lege organică, trebuie. Voiam să vă întreb și pe dumneavoastră, ca să trecem peste povestea asta. Evident, dacă vreți dumneavoastră să mai spuneți ceva legat de cazul, no, v-am întrebat, no, doar no, că eram curios dacă s-a mai întâmplat ceva, dacă ați mai făcut ceva, atât. Nu. Okay. Mă voi ține prin tribunale de el, că acum am experiența tribunalelor, că am stat 25 de ani, stau numai prin tribunale. Da. Întrebare. Domnul Anghelache ne-a spus mai devreme, îl cunoașteți pe domnul Anghelache, e domnul acela care a fost și președinte la Dinamo,
Ne-a spus că un armator din Emirate, al cărui fiu a fost student la AS în grupă, probabil, coordonată de domnul Anghelache, vrea neapărat să investească în România. Evident, interesul de afacere e mai mare decât o investiție la Dinamo, însă ar vrea să preia clubul Dinamo. Credeți că cineva întreg la minte din străinătate ar vrea să ia cu adevărat clubul Dinamo sau e doar așa un alint, o... Dom'le, eu pe Anghelache îl cunosc foarte bine. Este un tip foarte deștept. Da. Ascultați-mă. Știm asta. Nu ar fi rămas banii securității pe mâna cuiva. Și Anghelache în decursul timpului n-a mințit. Okay. Eu nu știu că a mincinut pe Anghelache. Eu știu un om serios. Așa. Încă o dată vă spun. Mi-a fost adversar, așa cum să zic eu. Da. El era la Dinamo, eu eram la Victoria, el era la securitate, eu eram la miliție. Problema este că dacă a spus, are perfectă dreptate. Okay. Sunt mulți oameni, pentru că Bucureștiul are peste 3 milioane de oameni, domne, este o afacere. Dacă nu te bagă la pușcărie, nevinovat, că aici ei nu știu ce înseamnă România. România a avut protocoale, dacă s-a uitat la tine, putea să-ți dea 5 ani de pușcărie pe protocol. Ok. Asta, ei nu știu străinii, dar după ce află, fug toți. Bun, dar la ce balamuc e la Dinamo? Pentru că înțeleg că a pus 3 condiții armatorul din Emirate. 1. Ca acțiunile să fie preluate de un singur om cu care el să negocieze, să nu negocieze cu 100 de oameni. 2. Stadionul să fie... problema stadionului să fie cumva reglată, dar la modul că inclusiv el ar vrea să ia un teren în afara Bucureștiului și să facă un stadion. Și a doua condiție, numai puțin că nu mai țin minte, erau 3 condiții pe care le avea armatorul din Emirate. Mă rog, cea mai importantă era asta, că vrea să discute cu un singur om, cu un singur reprezentant al clubului. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. În primul rând trebuie să vină el singur, să achite toate datoriile și atunci discută numai el cu el. Aha, ok. Ce dracul este, e simplu, Anghelache nu știe lucrurile astea, Anghelache este super deștept pe problemele astea. Uh-huh. El trebuie să vină aici, varsă banii, pac, da. Pac, 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 dă la toți banii, da. Ai șterge după listă pe toți și rămâne singur. Și atunci se ceartă el cu el. Puh, da, Hagii da. Becali. Păi poate el că... centrează el de cu capul. Poate că nu vrea să fie, nu știu, să fie obiectul unei licitații, fiecare să tragă de la el mai mult decât... Nu există licitație, dragul tati! Da. Nu există licitație aici! Nu. Vine, pui banii și bye-bye! Da, eu mă refeream că oamenii care Dinamo are datorii să vină să spună, domnule, dar mai vreau și aia... Păi mai... nu poate, dragul, bă, nu poate! Da. Nu, nimeni nu poate să facă treaba asta! Sunt bani, judecătorul sindic știe ce are de făcut. Uh-huh. Nu discuți cu el, te duci la ăla, ce te duci la să vorbești cu galeria sau să vorbești cu Negoiță? Îi dai banii în Negoiță, îi dai revedere! Da, sună logic ce spune și dumneavoastră, dar el asta spune. Și că insolvența, să fie tot în regulă cu insolvența, planul să fie... Încă o dată, el dacă vine și dă banii, nu mai există insolvență, iubiților. Da, corect, e adevărat și asta. El ce vrea, să ia ieftin? Păi probabil că asta vrea, să ia totuși mai... Păi atunci eu, de ce nu eu? Păi nu cred că ați făcut suficiente blocuri să luați Dinamo încă. Băi frate, ce vor ei să facă, da? Pot și eu, dar nu așa să face. Uh-huh. Ăștia sunt șmecherii, nu se... Băi, dacă vrei să fii curat... Da. Dacă, te rog, fii gică contra acum. Așa, spuneți. Găsește un motiv să mă contrezi. Mă, așa. Dacă ești curat, da. Și ai bani, vină mă, frate, plătește, scap de tot, nu mai are nimeni ce să-ți reproșeze, toată lumea te aplaudă și tu iei, mai bagi bani să cumperi jucători și faci, între timp, beneficiezi de un stadion nou, că în 2 ani de zile ăștia termină stadionul. Poate că nu vreau să fiu jegmănit, domnul Dragomir, să mi se ceară ceva ce... Păi poate... măi, fratele meu, dacă la fotbal nu vrei să mai fii și jegmănit din când în când, ai ce să cauți. Nu e ok, nu e ok. Adică de ce să mă jegmănească cineva? Nu. De ce? Nu, ascultă-mă, dar ce, numai clubul să jegmănească fotbaliștii, să nu le plătească salariile? Ok, da, am înțeles asta, dar...
Nu știu, aici... E atunci vorba de... nu ești patron. Dă, da, frate, dacă nu știi să și pierzi, așa, nu poți să fii câștigător. Păi voi ce credeți? Becalii ăsta și cu ăla de la Cluj n-au pierdut bani, au pierdut o grămadă de milioane, mă. Nu vor să spună, mă, dar eu știu sigur. Sau ăla de la Craiova n-a pierdut bani. Deci mă, de treabă, mă, toți pierd bani, mă. La fotbal nu câștigi bani, mă, oameni buni, mă. Domnul Dragomir, da, ok. Și da, dacă faci prostii, dacă faci orice, n-ai de unde. Mm-hmm. Ați văzut meciul FCSB aseară? FCSB de rezervă, cum ar veni? Nu, n-am fost. N-ați. Am fost, m-a invitat Borcea la cu Albano. A fost invitat Albano, a dat Borcea la Doi Cocoși o masă în cinstea lui Albano, ne-a cântat la ureche Albano mie și lui Giovanni. Așa, Albano, italianul, celebrul? Da, 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 celebrul Albano. Da. Dar cum, deci a fost ziua cui, a lui Borcea sau lui Albano? N-a fost ziua nimănui. Ah, ok. Albano astăzi seara are un concert sau nu știu. Ah, ok, bun, da. Nu știu ce s-a întâmplat. Da. Și Borcea a invitat apropiații, a făcut o chestie absolut senzațională. I-a dat un spectacol în cinstea lui Albano. Wow. Și a invitat călușari, muzică populară românească și a avut vreo 50 de invitați Borcea. Da. Ne puteți zice vreo doi așa care pot fi spuși, care vor să, care știți că nu s-ar supăra dacă le-ați dat numele? I-au venit toți, Copos, Giovanni, director de bănci, oameni din sport, extraordinar a fost. Și a cântat și Albano? A cântat o melodie lui Giovanni și mie și lui Borcea. Ce v-a cântat? Sunt curios din repertoriul. Nu știu, O Sole Mio, nu știu ce Dumnezeu. Bine, eu cred că Borcea ar fi vrut să vină și Romina cândva, dar nu mai sunt împreună, din câte știu. Nu, n-a fost decât Albano. Păi sunt divorțați, parcă, sau ceva de genul ăsta. Dacă vrei, îți trimit și o poză cu... Da, cu dumneavoastră. Cu el și cu Borcea și cu Giovanni. Da. Ne-a cântat numai nouă și spus, cântă, după ce am plecat eu, s-ar fi putut să-l mai fi pus să cânte o melodie, două, da, nu știu. Da. Dar că am văzut că nu vrea să bea. Aha. Eu am stat până la ora 10 și un sfert, 10 jumate și am plecat pentru că am avut o problemă, am o problemă la spital. Ah, ok. Și a trebuit să mă duc. A fost frumos, Borcea, e omul dracu, să știți. Ei, aia știm că e omul dracu, nu? Omul dracu, voi, fratele meu. Da, da, săracii oameni ăștia și-au pierdut copilul, le-a fost răpit copilul, chiar... Da. Nu? N-au găsit fata, nu? N-au găsit-o. Au pierdut o fetiță și nu se știe. Nu, n-au mai descoperit. Incredibil asta. N-am Giovanni, care vorbea bine italiană, cu el, n-am putut să... Chiar noi vorbeam de treaba asta, dar n-am putut să vorbim cu el de treaba asta. Da, 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 am înțeles, ok. Ultima întrebare pentru dumneavoastră, domnule Dragomir, în dimineața asta, să mai și râdem un pic. Acum două zile l-am avut invitat în emisiune pe Sorin Constantinescu, fostul președinte al Asociației Cazinourilor din România și fost director de cazinouri mari din București, Hilton, Marriott, și a povestit două întâmplări, nu știu dacă a citit în gazetă, știu că citiți, dar a povestit două întâmplări fără să dea nume, una dintre ele cu un om de fotbal la Blackjack, pe care Cazino a vrut să-l deranjeze cu un violonist care să-i cânte la ureche, până când omul de fotbal a luat vioara și a spart-o de masă. Și a doua cu un om de fotbal care s-a jurat la biserică în sensul că nu va mai pune mâna niciodată pe jetoane. În schimb, a schimbat jetoane și își punea bodyguardul din spate să parieze pe aia, pe aia, pe aia, pe aia. Nu sunteți dumneavoastră, cred, niciuna din ipostaze, nu? Eu nu sunt în nicio ipostază, dar la ambele am participat fizic. Cine sunt, domnul Dragomir? Ne puteți spune? Nu, că i-am tot pomenit numele până acum, dar nu pot să... I-ați pomenit numele? Sunteți foarte drăguți. Deci numele lui a fost pomenit mai devreme în emisiune? Da, da.
Au fost pomenite, dar eu nu pot să, pentru că nu am acceptul lui și da. Mi-s prieteni toți. Deci cu jetoanele cum? Că nu, deci s-a jurat la biserică nu mai atinge jetoanele. Să țin de cuvânt toți. Mm-hmm. N-am văzut așa ceva. Dacă spun ceva... Spuneți-mi. Acum Giovanni nu mai joacă nici table, nimic. Așa. Și ăsta, a luat-o și ăsta după Gigi. El e cu Vioara. Sunt absolut convins că el e cu Vioara. Nu, el e cu... Acum e cu... Și el e cu biserica. Acum cu biserica? Ah, okay. A început și el, la fel ca Gigi. Bine, e asta. Credincios. Acum se plimbă toată ziua. Nu mai joacă niciun joc. Nici table, nici tabinet, nici poker, nimic. Uh-huh. A slăbit, arată așa de bine al dracului, că nu s-a pomenit. Cred că a slăbit 15 kg. Stă în sală toată ziua. La sală? Face sală? Da. Băi, dacă vezi cum arată și Borcea, și Giovanni, și Pițurcă, da. Băi, fraților, parcă stau numai în sala de sport și cu mațării, păi... Am să iau la cantier să-i pun la muncă la mine aici. Da, mulțumesc mult de tot, domnule președinte. La toate sănătate, bune. Sănătate, să fii sănătos. Numai bine. Bun, a fost GSP Live în dimineața asta. Ne revedem în weekend la Prima Sport, Fotbal Show, mâine seară, înainte și după meciul Rapid CSU Craiova, în direct cu Viorel Moldovan și Florin Răducioiu. Duminică seară, înainte și după FCU Craiova FCSB, cu Gică Popescu și Florin Răducioiu. Fotbal Show, o emisiune produsă, realizată în parteneriat de Gazeta Sporturilor și Prima TV. Pe mâine, o zi bună, toate bune, numai bine!